Vă salut, dragii mei! Sunt Elena Oprică și vă mulțumesc că urmăriți Descoperă Lumea TV. Secret mortal. Descoperirea din masivul Șureanu. În anii 90 a existat un program arheologic vast în zona munților Orăștiei, în scopul stabilirii mai precise a identității poporului român în spațiul carpatic, dar și pentru înțelegerea mai bună a sistemului de fortificații și de trai a populației din acea vreme. După Revoluția din 89, autoritățile au manifestat o anumită deschidere în acest sens, până când a fost obturată de interese ascunse și de interese politice. În acea vreme, arheologii au depus o activitate destul de intensă și rezultatele au început să apară, multe dintre ele uimitoare. Au fost publicate unele lucrări despre descoperirile făcute, după care totul a încetat brusc. Ca de obicei, s-a invocat lipsa de fonduri și a condițiilor necesare pentru continuarea săpăturilor. De fapt, atunci a avut loc o descoperire formidabilă, considerată secret de stat la cel mai înalt nivel. În plus, descoperirea i-a speriat atât de tare pe oficialii români, încât au acționat orbește și au ascuns atât de bine locul, încât nu a mai putut fi găsit ulterior. Nu au fost capabili să înțeleagă ce au văzut la fața locului și cu atât mai puțin să studieze problema. Deși era cea mai importantă descoperire făcută vreodată, capabilă să dea peste cap nu doar această țară, ci chiar echilibrul sociopolitic și economic mondial, a fost închisă cel mai repede și ascunsă atât de bine încât a dispărut cu totul. Fără a se urma protocolul obișnuit în astfel de cazuri, cercetările inițiale s-au rezumat la câteva întrebări și au fost realizate doar de structura locală de poliție. Au venit apoi trei agenți SRI care au contactat repede Bucureștiul, dar reprezentantul trimis a clacat, decizional vorbind. Au fost atât de speriați încât au considerat că, pentru o mai mare siguranță, trebuie să astupe locul până la sosirea echipajelor de specialiști. Au adus imediat o betonieră și au sigilat chiar ei intrarea, așternând pe deasupra un strat de pământ cu vegetație. Abia au avut timp să facă niște fotografii. Restul dosarului, foarte subțire, îl constituie declarația unui profesor de istorie și lingvistică. Mai mult, mașina în care se aflau cei trei ofițeri de securitate a fost implicată într-un teribil accident pe drumul de întoarcere la București. Au murit toți. Abia a putut fi salvat puținul material de dosar. Prin urmare, un singur martor a rămas în viață, profesorul Constantin, de la care nu s-a putut afla mare lucru. Parcă fusese lovit de Dambla. Nu vorbea sau vorbea foarte rar, cu lungi întreruperi. Măcar avusese prezența de spirit de a face 9 fotografii. Agenții de securitate făcuseră și ei alte 4, dar 2 fuseseră distruse în accident. Descoperirea din masivul Șureanu, Munții Orăștiei, este un subiect ocultat de orice serviciu secret al României, pentru că străinii nu trebuie să afle locația exactă sau alte informații care să conducă către locul unde s-a făcut descoperirea. Acest aur este unul special unic pe Terra, care din perspectiva geologiei nu poate exista și totuși există la noi în România. Unii se vor întreba: bine, dar dacă e strict secret, cum de este voie să se vorbească sau să se scrie? Întrebarea este legitimă, însă aceștia trebuie să înțeleagă că toți secrete de stat rămân toate, chiar dacă vorbim despre ele. Poți să știi despre existența sa, dar până nu aduci probe solide, secretul se păstrează și mai mult decât atât, aceste informații se încadrează în tiparul SF, astfel încât ele nu reprezintă factori de risc,
deoarece doar o mică parte din oameni le vor considera reale, cei mulți le vor considera aberații, prostii sau aiureli. Ceea ce într-un fel este bine, căci de le-ar considera toți reale, nu s-ar mai putea prezenta. Pe acest pământ al României de astăzi, în vechime au trăit ființe evoluate spiritual. Acestea au lăsat următoarelor generații mai multe astfel de tezaure bine ascunse în munți, munții Buzăului, munții Bucegi, masivul Ceahlău, masivul Godeanu, dar și sub Sarmisegetusa, cât și în alte zone. Ele vor fi revelate la un moment dat. Unele au fost descoperite, cele despre care aflați, altele încă nu. Descoperirea din masivul Bucegi din august 2003 a bulversat puținii oameni de știință americani și români care au pătruns acolo, dar și cei trimiși de la Pentagon să studieze sala proiecțiilor, cât și tunelurile subpământene ce pleacă din sala proiecțiilor către alte locații din lume. Guvernul României de atunci, condus de Adrian Năstase, vicepreședinte al CSAT, împreună cu președintele țării Ion Iliescu, care era totodată și președintele CSAT, au fost convinși de către membrii CSAT că este bine să se prezinte această descoperire formidabilă din munții României, dar americanii au intervenit deosebit de brutal, amenințând, proferând cu represalii, iar politicienii fricoși care erau avizați să facă asta au cedat din păcate acestor amenințări, dar și promisiunilor făcute. În urma unui acord ultra-secret bilateral, România s-a angajat să nu prezinte lumii întregi descoperirea de pe teritoriul său, motiv pentru care România a fost primită cu grabă în NATO. În mai 2006, generalul american Rodei venise în România pentru a solicita serviciilor secrete protocoalele complete cu privire la munții Orăștiei, acuzând totodată SRI-ul că le ascunde ceva. A urmat apoi o ședință secretă cu ușile închise la guvern, condusă de Călin Popescu Tăricianu, premier de atunci al României, acesta cerând imperativ șefilor de servicii secrete să le prezinte americanilor totul, sub directă amenințare că vor fi demiși. Tezaurul lui Decebal nu este o simplă legendă, așa cum au încercat istoricii mincinoși și propagandiști să ne mintă. În 1994 s-au deschis mai multe situri arheologice în munții Orăștiei pentru a se înțelege mai bine structura de organizare militară și administrativă a activității vechilor daci în acele zone. Ideea părea să fie promițătoare, întrucât săpăturile scoseseră la iveală relicve ale unei vieți mult mai complexe decât se bănuia până atunci. La sfârșitul unei zile, într-un astfel de sit arheologic în masivul Șureanu, s-a petrecut un eveniment care a înghețat serviciile secrete române. Unul dintre muncitori a alunecat din greșeală într-o încăpere subterană și apoi, din aproape în aproape, s-a ajuns la un ansamblu aflat la o adâncime mult mai mare, 30 de metri. Ce s-a găsit acolo a fost de ajuns să bulverseze în cel mai înalt grad conducerea țării, reunită de urgență într-o ședință a CSAT, condusă la acea vreme de Ion Iliescu. A urmat apoi o anchetă de urgență a SRI și o investigare mult mai complexă la fața locului. Dacă alte țări ale lumii ar afla despre asta, am fi invadați direct, pentru că un asemenea aur nu se știe să mai existe în lume și, mai mult ca sigur, ar lua mințile oricui. Dragii mei, cam atât despre subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!